Emoții mari pentru candidați, dar și pentru familiile acestora. Părinții au așteptat ieșirea lor din examene și veștile bune. Pentru unii dintre candidați, veștile au fost excelente, iar alții au fost dezamăgiți. Explozii de bucurie au fost privite cu sâmbetul pe buze de cei care au fost admiși la medicina timișoriană și cu invidie de către respinși. Părinții și-au încurajat copiii și i-au felicitat pentru rezultate, iar viitorii studenți au așteptat cu sufletul la gură afișarea rezultatelor după ce au ieșit din sala de examen. Așa, 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 și greu și ușor, depinde. Destul de dificil. Să sperăm că o să fie bine. Da, ok, foarte. Da, am la 9,90. 5 și 14. 1600 de candidați înscriși la Facultatea de Medicină Generală s-au întrecut pe cele peste 600 de locuri disponibile, dintre care puțin peste 400 de locuri sunt bugetate de stat. La Facultatea de Medicină Dentară au concurat 339 de candidați pe 105 locuri fără taxă și 110 locuri la taxă, iar la Facultatea de Farmacie s-au înscris 243 de candidați. Aceștia au încercat să prindă unul dintre cele 69 de locuri bugetate de stat și 105 locuri cu taxă. În total, la Universitatea Victor Babeș Mișoara s-au înscris aproape 2200 de tineri care vor să devină medici. Ei au susținut examenul pentru obținerea unuia dintre cele 580 de locuri fără taxă și 450 de locuri nebugetate.